Bună seara! Cum începem? Oameni buni, în primul rând, noi vă mulțumim frumos pentru că ați mers astăzi la vot. La această oră, peste 1.200.000 de oameni și-au exercitat dreptul la vot și toți acești oameni merită aplauzele noastre. Unii dintre dumneavoastră au mers sute de kilometri, alții au așteptat la cozi 2, 3, 4, uneori chiar 5, 6 ore. Unii au stat în ploaie și pentru fiecare dintre dumneavoastră, tuturor celor care ați mers la vot, un mare mulțumesc! Oameni dragi din diasporă, dumneavoastră astăzi ați fost de-a dreptul uimitori. Până la moment au votat peste 140.000 de oameni în diasporă. Este o mobilizare extraordinară, este o mobilizare care e un model de activism civic și de implicare și care ne inspiră pe noi pe toți. De asemenea, vreau să le mulțumesc oamenilor care au lucrat astăzi în secțiile de vot, celor care și-au făcut cinstit treaba în condiții foarte dificile, și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au apărat voturile noastre. Este vorba de voluntari, de observatori, de mii de oameni care au protejat votul cetățenilor Republicii Moldova. La moment avem peste 4.000 de oameni doar din echipa noastră care sunt în secțiile de vot, care asistă la procesul de numărare deja a voturilor și care vor avea grijă ca toate voturile cetățenilor să conteze, să fie numărate corect. Astăzi am văzut mai multe încercări de fraudare a alegerilor. Au fost aduși în mod organizat alegătorii la vot, chiar dacă legea interzice acest lucru. Au fost încercări de a plăti unii alegători. Au fost tentative de dezbinare a societății și de provocare a cetățenilor. Noi am constatat aplicarea de către unii concurenți electorali a unor tehnici de fraudare diverse și extinse ca frecvență, și anume transportarea organizată a alegătorilor pe segmentul transnistrian, dar și în cadrul altor circumscripții electorale. Noi, până la moment, am depus peste 300 de sesizări la inspectoratele de poliție raionale privind cazurile de transport ilegal depistate de colegii noștri și de cetățeni. 2. Coruperea alegătorilor prin oferirea mijloacelor financiare pentru exprimarea votului în favoarea unui anumit candidat. În această privință, am sesizat Procuratura Anticorupție ca să investigheze cazurile raportate. 3. Administrarea defectuoasă a procesului electoral de către unele birouri electorale. Cel mai probabil intenționat. În mai multe raioane și în Chișinău a fost schimbat locul în care oamenii votează. Uneori acest loc a fost transferat chiar în altă localitate, dacă vorbim despre raioanele Hâncești, Nisporeni, Cimișlia. Acest lucru s-a întâmplat și în Chișinău și pentru acești oameni a fost mult mai greu să găsească locul nou unde se votează și, respectiv, unii dintre ei nu au mai ajuns la secțiile de vot. În acest context au fost sesizate consiliile electorale de circumscripție, dar și Comisia Electorală Centrală, pentru ca să corecteze această situație și să nu mai fie create impedimente de acest ordin în scrutinele ulterioare. 4. Utilizarea resurselor administrative. Despre acest abuz am vorbit și înainte de ziua alegerilor. Aceste sau exemple de asemenea abuzuri sunt implicarea pădurarilor, implicarea personalului de conducere din penitenciare, a personalului din anumite centre de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități. La fel, am depus plângeri, sesizări, atât la Inspectoratul General de Poliție, cât și la Procuratură. Noi prețuim fiecare vot și o să rămânem până la finalul acestui proces
în secțiile de vot, așa încât să protejăm toate voturile, iar toate încălcările pe care le-am depistat, pentru care avem probe, fotografii și video, le vom sesiza și vom cere autorităților să ia măsuri cu cei care au încercat astăzi să fure votul cetățenilor. Încă o dată vreau să vă mulțumesc frumos. Я хочу поблагодарить всех тех, которые проголосовали сегодня. Știu că a fost o zi grea, dar a fost o zi în care ne-am convins încă o dată cât de important este votul nostru. Vă mulțumesc și să avem o seară bună în continuare!